indiferent că îți dau sau nu un produs buy now pay later, pentru că l-au și alți 20.000. Așa și. Atunci merită să spui chestia asta? Păi sunt niște milioane de oameni care au site și vând. Nu mai ne facem site-uri pentru că sunt altele milioane care vând deja. Adică nu face sens. Nu are sens, mă scuzați. Din punctul meu de vedere, orice opțiune pe care tu o poți pune într-un checkout, checkout înseamnă ultimul pas dintr-un proces de vânzare online. Orice opțiune care facilitează achiziția este binevenită atâta timp cât nu exagerezi cu 1000 de opțiuni. Că și aici e o discuție. Sunt magazine online care au la final plătește rate cu TBI, plătește rate cu nu știu cine, plătește rate cu Star Card, cu nu știu care, cu nu știu care, cu nu știu care și în același timp mai vine și zice, vezi că livrezi și cu curierul ăsta, 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 ăsta. Nu. Keep it stupid simple. Ai doi furnizori de rate, unul de rate, doi maxim de rate, ai un furnizor de servicii de curierat. Astfel încât decizia să fie simplă de luat pentru vizitator. Vizitatorii n-au chef să piardă timp și să ia ei o decizie. Să nu afișezi pe site faptul că tu poți să plătești în rate, din punctul meu de vedere, este o inepție. Dar când îi spun asta? Îi spun în homepage sau îi spun în pagina produs? Îi spun peste tot, îi spun peste tot pentru că este un argument de vânzare. Faptul că tu poți să achiziționezi ceva mai ușor este la fel de argument de vânzare ca și livrare gratuită. Same shit. Exact aceeași poveste. Garanție extinsă 1000 de zile. Este la fel de argument de vânzare. Este un argument de vânzare. Îți facilitezi vânzarea. Pe unde să-ți afișezi? Peste tot. În pagina de produs, la checkout, în homepage și oriunde altundeva.